Mesajul acesta îl adresez tinerilor, băieților și fetelor care l-au primit pe Hristos în inima lor, care sunt credincioși în Domnul Iisus Hristos, care au fost implicați în bisericile din localitatea lor, dar acum, anul acesta, au absolvit liceul sau și anul acesta au intrat la facultate. Acum ei își vor schimba localitatea, își vor schimba orașul. Cred eu, o mare parte din cei care veți asculta acest mesaj, dacă locuiți în Republica Moldova, veți veni la Chișinău. Cei care sunteți din România veți merge în alte orașe mari, cum este București, Cluj, Iași și alte orașe din țară. Veți pleca departe de părinții voștri, veți pleca departe de biserica în care ați fost până acum. Și iată, eu vă adresez acest mesaj ca să vă atenționez cu privire la câteva pericole care vă pasc pe voi, câteva curse pe care trebuie să le evitați și vreau să vă învăț cum să vă păstrați credința, cum să vă păstrați mărturia, cum să aveți o creștere spirituală frumoasă și să vă trăiți viața bine cu Domnul Iisus Hristos, trăind și lucrând pentru Împărăția Cerurilor. Primul lucru, dragii mei, vreau ca să fiți conștienți că plecând de acasă vă așteaptă niște pericole. Ori că veți locui la cămin cu ceilalți studenți, ori că veți merge la gazdă cu alții, dar de acum veniți într-un mediu nou. Veniți la facultate, veniți într-un mediu nou și este bine aceasta, dar aici vă pasc anumite pericole. Până acum ați fost acasă, ați mers sistematic la biserică, ați fost cu părinții voștri, ei v-au supravegheat, părinții voștri, inclusiv v-au supravegheat starea voastră spirituală, creșterea voastră spirituală, dacă aveți părinți creștini. Ați avut pastorul acolo în localitatea voastră, prietenii, tot așa, anturajul în care ați fost voi, a fost ceva care v-a oferit posibilitatea să aveți un confort spiritual acolo, să zicem așa. Acum ați ieșit de acolo, din confortul acesta și ați venit aici în oraș. Ați venit cu tot într-un alt mediu, acum trebuie să vă faceți prieteni noi, trebuie să zidiți relații noi și iată aici vă pasc câteva pericole. S-ar putea întâmpla să vă împrieteniți cu persoane cu care nu trebuie să vă împrieteniți. În Scriptură spune, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cine se însoțește cu nebunii o duce rău. De aceea fiți foarte atenți și nu vă însoțiți cu oameni care ar putea să vă afecteze rău credința voastră și viața voastră spirituală. Oameni care ar putea să vă ducă într-o direcție în care niciodată n-ați fi vrut să mergeți. Apostolul Pavel a spus, tovărășiile rele strică obiceiurile bune și de aceea a zis, veniți-vă în fire. Deci fii foarte atent, nu intra în tovărășii rele care ar putea să-ți strice obiceiurile tale bune duhovnicești. Obiceiuri duhovnicești pe care le avem noi este să studiem Scriptura în fiecare zi. Un obicei bun duhovnicesc este să ne rugăm în fiecare zi. Este o necesitate, o disciplină noastră duhovnicească. Un alt obicei și o disciplină duhovnicească este să frecventăm sistematic biserica. Vezi, nu te împrieteni cu oameni care îți pot afecta obiceiurile acestea și nici nu da voie să intervină careva lucruri care ar putea să te oprească, să-ți strici aceste obiceiuri bune pe care trebuie să le ai. Alt lucru este să te păzești de vicii. Dacă locuiești în cămin, neapărat vei vedea acolo. Sunt anumite vicii care tot mai mult și mai mult ele se răspândesc și studenții le preiau unii de la alții. Nu este secret că în multe cămine studențești este foarte multă beție. Stau până târziu și beau alcool, consumă beri și așa mai departe, petreceri una după alta. Ferește-te de lucrurile acestea pentru că lucrurile acestea te vor afecta rău. De aceea stai cât mai departe de ele. Pot fi alte vicii acolo care te-ar putea afecta. Pot fi unele vicii la care nu dai importanță la început. De exemplu, este un viciu când cineva doarme excesiv, trândăvește excesiv, nu merge la lecții, nu merge sistematic la lecții și se ocupă cu alte lucruri, se ocupă cu nimicuri. Ferește de orice astfel de vicii, pentru că viciile acestea sunt ca o epidemie, ca o lepră, ca ceva, nu știu, care ar putea să-ți afecteze rău, ca o ciupercă rea care poate intra în caracterul tău și apoi să nu-ți dea voie să crești duhovnicește, să străiești viața frumos și fericit pentru Hristos. ferește-te de imoralitate. Noi trăim într-un veac, dacă Domnul Iisus spunea atunci că neamul acela era un neam prea curvar și ticălos, atunci în veacul în care trăim noi este atât de multă imoralitate și s-ar putea întâmpla să o descoperi foarte curând. Acolo în grupă la tine s-ar putea să ai persoane imorale, acolo unde vei învăța, sau la cămin vor putea fi persoane imorale. Ai grijă, este un pericol și ferește-te de pericolul acesta, ține-te cât mai departe. Recunoaște cursele care te pot duce acolo și iată, de exemplu, lipsa ta de la biserică, vei veni și la început îți vei da scuze că încă nu cunosc oamenii. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ajungând la noul loc și acesta să-ți fie o regulă de viață și la toți să ne fie o regulă de viață. Primul lucru când vii într-o localitate nouă este să-i cauți pe frații tăi, să cauți biserica. Caută neapărat biserica și mergi acolo la biserică. Dacă ai venit în Chișinău și cauți o biserică, ești foarte binevenit la biserica pe care o păstoresc și dacă vrei să-ți devin pastor pentru perioada cât vei fi aici în oraș, în Chișinău, ca să-ți dau învățătură din Scripturi, să te mentorez, să-ți dau consiliere, să te ajut în lucrarea pe care vrei tu să o faci pentru Hristos și în creșterea ta spirituală, atunci te invit la Biserica Buna Vestire din Chișinău. Noi ne aflăm acum pe strada Ciocârliei 2/8. Și ne adunăm în fiecare duminică la ora 2, de asemenea avem ora de rugăciune în fiecare joi la ora 6:30 și avem ora tineretului în fiecare marți la ora 6. Notează-ți aceste informații și te așteptăm. Numai nu amâna lucrul acesta sau dacă ai decis să mergi la o altă biserică aici în oraș sau în orașul unde te afli tu, neapărat mergi deodată, nu amâna. Aceasta este o cursă. Dacă vei amâna, deja te expui la slăbire, la slăbirea ta duhovnicească și dai voie să se strecoare un obicei rău în viața ta care se poate întări și apoi vei nesocoti biserica. Nu nesocoti biserica. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să cauți biserica. Vino și integrează-te în biserică. Apropo, vreau să vă spun la cei care ați venit acum și sunteți în Chișinău, aveți un prilej excepțional de bun ca să creșteți spiritual, să vă întăriți spiritual și în același timp să faceți cunoștință cu oamenii din biserică. În perioada 6, 7 și 8 septembrie, noi, Biserica Bună Vestirea, organizăm un seminar de creștere spirituală. Vom merge cu toții la tabăra Prietenie din satul Coșnița și iată aici vom începe vineri la cină seara și vom sta vineri, rămânem peste noapte aici, vom sta sâmbătă toată ziua și duminică până seara vom sta aici, până după masă și vom studia epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Este un subiect foarte important și tocmai apropo, este despre disciplina duhovnicească, este despre felul cum trebuie să trăim în mijlocul prigoanelor, cum trebuie să ne raportăm la oamenii necredincioși, despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt subiecte foarte și foarte importante. Dar veți avea și prelejul să faceți cunoștință cu oamenii din biserică, veți avea prelejul să ne cunoaștem și cu mine, ca și viitor pastor al vostru, de aceea vă aștept cu bucurie să ne întâlnim la seminarul acesta. O altă cursă de care vreau să vă feriți este concentrarea excesivă la studii. Da, știu, ați venit în oraș pentru studii, dar toate lucrurile își au locul lor și măsura lor. Ești copilul lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu și pentru noi cel mai important loc în viață îl are Dumnezeu și închinarea pe care o aducem noi lui. Creșterea spirituală este o prioritate care merge deasupra celorlalte priorități. Și dacă cumva încerci să nesocotești creșterea ta spirituală și să dai mai multă importanță studiilor pe care le faci, îți faci rău sufletului tău și să știi că nici studiile acelea nu îți vor aduce prea multă prosperitate și prea mult bine nu îți vor face nici ție, nici altora, pentru că vrei să le faci pe seama lucrurilor spirituale. Deci să știi măsura și nu cumva să lipsești de la biserică, să nu te implici în lucrare, să lipsești de la grupul de studiu biblic, de la rugăciune, din pricina studiilor tale, pentru că nu îți vor merge bine nici studiile și tu îți faci rău sufletului tău. Ia o decizie pentru tine. Vreau să dau și câteva exemple din Biblie. Daniel și prietenii lui, cei trei, Shadrach, Meșac și Abednego, ei au fost luați robi în Babilon când erau adolescenți. Ei n-au mers la studii de bunăvoie, ei au fost luați robi, au mers forțat și ei nu și-au mai văzut părinții, n-au mai știut ce se întâmplă cu părinții, nici nu știm, poate părinții lor au fost omorâți, dar tinerii aceștia când au ajuns în Babilon, împăratul Nebucadnețar i-a găsit buni pentru ca să îi pregătească și să devină dregători ai lui, slujitori ai lui, de aceea ei au fost înrolați la școala aceea lui, la Academia lui Nebucadnețar. Dar Daniel și prietenii aceștia ai lui trei, ei au luat niște decizii foarte importante. Ei au hotărât să se păstreze curați. Și ei s-au păstrat curați pentru tot restul vieții. Trebuie să iei o decizie. Dacă nu iei o decizie fermă, nu vei reuși să te păstrezi curat. Ei au luat decizia și s-au păstrat curați. Iosif era și el un tânăr, avea 17 ani când a fost vândut de frații săi rob în Egipt. Nu de voia lui a ajuns în Egipt și a ajuns într-un context total păgân, cum și la Daniel. La Daniel era un context total păgân și imoral, dar într-un context cu totul păgân și cu totul imoral, Daniel și prietenii lui au reușit să-și păstreze integritatea și condiția lor bună spirituală să-și o păstreze pentru tot restul vieții. Exact așa a făcut și Iosif. El a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu, să-i fie credincios lui Dumnezeu, să se păstreze curat. Și atunci când a venit ispita aceea mare din partea soției lui Potifar. Gândiți-vă, Iosif era un tânăr de 17 ani, un tânăr în care ferbeau hormonii, ca și la oricare tânăr, dar el n-a ascultat de hormonii lui, el a ascultat de Dumnezeu. Iosif a luat hotărârea să asculte de Dumnezeu și să-și păstreze integritatea lui și moralitatea lui. Și oricât n-a stăruit femeia aceea zicându-i culcă-te cu mine, culcă-te cu mine, el nu a acceptat oferta ei nici de cum, pentru că el a vrut să trăiască sfânt înaintea lui Dumnezeu. Dar a făcut așa pentru că el a hotărât să trăiască sfânt înaintea lui Dumnezeu și toată viața lui a trăit sfânt. Trebuie, dragul meu, să iei hotărârea aceasta, ia o hotărâre fermă să trăiești sfânt. De aceea, ferește-te de toate aceste curse, grăbește-te cât mai curând să vii la biserică, să găsești biserica. Păstrează disciplina aceasta de a studia Sfintele Scripturi zilnic, păstrează disciplina de a te ruga și neapărat spune prietenilor tăi despre Hristos din prima zi. Prima zi când intri în cameră, spune-le cine ești tu, care este identitatea ta de creștin și invită-i la biserică, propune-le să începi un studiu biblic cu ei, propune-le la colegi să studiezi Biblia, invită-i și pe colegi la biserică, poți să-i inviți și la seminarul despre care am anunțat. Trăiește-ți viața de credință frumos și te vei bucura având o astfel de viață. Iată, acesta este sfatul meu pe care vi-l dau și tare mult mă rog ca să ascultați de acest sfat, să vă păstrați credința și perioada aceasta a studenției să fie o perioadă de prosperitate spirituală pentru voi, o perioadă când veți crește spiritual, când veți sluji în Evanghelie cu tot potențialul vostru și fiți siguri că Dumnezeu vă va binecuvânta și studiile pe care le veți face vor da rezultatul cel mai bun și apoi Dumnezeu vă va binecuvânta cu locuri bune, cum a făcut-o și în cazul lui Daniel și a prietenilor lui. Vă amintiți, nimeni nu însușa așa bine materia ca ei. Când a fost încercarea aceea mare, când a visat Nebucadnețar visul și a vrut să-i omoară pe toți înțelepții, tocmai Daniel și prietenii săi i-au scăpat pe toți înțelepții, ei au descoperit, ei au tălmăcit visul, au primit de la Dumnezeu tălmăcirea visului lui Nebucadnețar și apoi au primit poziții foarte înalte. Fiind încă studenți acolo la școală, lor li s-au oferit locuri de muncă deosebit de înalte, poziții foarte înalte. De ce? Pentru că ei au fost credincioși lui Dumnezeu și au rămas ferm pe convingerile pe care le-au avut. De aceea, dragii mei, așa să faceți și voi. Abia aștept să ne întâlnim cu cei care ați venit în Chișinău, abia aștept să vă întâlnesc, să vă cunosc și să știți că în Biserica Bună Vestire avem lucrare mare, facem misiuni în 37 de localități. Avem tare mult nevoie de implicarea și a altor oameni și dacă vreți să vă implicați cu noi, vreți să vă trăiți viața de credință din plin, vă așteptăm cu nerăbdare să vă implicați cu noi. Dacă ați găsit acest mesaj util pentru voi și vreți neapărat să-l afle și alți prieteni de-ai voștri, vă îndemn să dați un share la mesajul acesta, distribuiți-l în rețelele voastre de socializare, dar trimiteți link-ul prin e-mail la prieteni pe care chiar îi știi că acum au plecat din sat și au nevoie disperată de acest mesaj să-l audă. Presupun că și părinții care și-au trimis, unii părinți care și-au trimis copiii acum la studiu au ascultat acest mesaj. Dragii mei, trimiteți-le copiilor acest mesaj și când se întorc sâmbătă acasă, ascultați acest mesaj împreună cu ei și după aceea discutați acest mesaj și dumneavoastră cum să-i găsiți o aplicare practică. Discutați la ce biserică va merge, în ce lucrare se va implica, discutați în mod concret. Tare mult mă bucur să aud cum unii pastori pun aceste mesaje scurte pe care le fac în biserică atunci când ei cred că este necesar lucrul acesta. Dacă credeți că este necesar, puneți-l duminică, pentru că presupun prima duminică vor veni mulți studenți acasă și vor veni la biserică. Puneți mesajul acesta să-l asculte și ei sau trimiteți-l prin link. Cum știți dumneavoastră, așa faceți, dar haideți să-i ajutăm pe acești tineri, băieți și fete care au plecat la studii să-și păstreze credința, să-și păstreze integritatea și să facă din perioada studiilor un timp binecuvântat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră!